Maramureșenii vor avea parte în 20 mai de un spectacol de acrobație aeriene cum nu a mai avut loc în județ. Maramureș Air Show se va întinde pe durata mai bine de 10 ore și este programat să aibă loc odată cu redeschiderea aeroportului internațional, a cărui pistă de decolare-aterizare a fost recent modernizată. Reprezentanții aeroportului internațional Maramureș susțin că odată cu acest eveniment se va relua oficial și activitatea operațională a instituției, însă nu pentru curse low cost, acestea fiind condiționate de o hotărâre a guvernului privind finalizarea procedurilor de întăbulare a unui teren din vecinătate, dar și finalizarea procedurilor de decolare-aterizare, realizate de o firmă din Germania. Atenția este îndreptată în aceste zile la detaliile de organizare pentru ca cei peste 10.000 de oameni care sunt așteptați la meeting să fie în siguranță. Un alt amănunt important se referă la programul meetingului aviatic. S-au făcut demersuri inclusiv către statul major al forțelor aeriene ca să trimită noile aeronave F-16, dar și un elicopter IR-330. Show-ul aviatic va cuprinde și o întrecere de viteză între un avion și o mașină de raliu, respectiv o întrecere de viteză între o motocicletă și un avion, la care vor participa cei mai buni piloți ai României.